Jimmy Carter a fost operat pe creier la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte american a avut nevoie de această intervenție pentru reducerea presiunii intracraniene provocate de căderile sale recente, iar totul a decurs fără probleme, dau asigurări reprezentanții fundației care îi poartă numele. Jimmy Carter este internat într-un spital din Atlanta și se recuperează în urma operației de diminuare a presiunii intracraniene cauzate de un hematom subdural și va rămâne sub supraveghere medicală atât timp cât va fi nevoie, precizează oficialii de peste ocean. Jimmy Carter este primul președinte american din istorie care a ajuns la venerabila etate de 95 de ani. El s-a rănit la cap pe 6 octombrie, atunci când a căzut la domiciliu. Două săptămâni mai târziu a suferit o fractură de bazin în urma unei noi căzături acasă. Președinte democrat al Statelor Unite între 1977 și 1981, Jimmy Carter și-a continuat activitățile umanitare, în ciuda problemelor medicale din ultima perioadă.